avem un proiect despre care am mai vorbit și care se referă la sistemul de supraveghere din sectorul 3. Peste 1000 de camere care se adaugă sistemului existent de supraveghere, ceea ce va transforma sectorul 3 în cea mai supravegheată zonă din România. Ne propunem acest obiectiv pentru că vom avea un nivel de securitate mai ridicat, pentru că vom ști ce se întâmplă și pentru că vom controla mai ușor anumite chestiuni referitoare la administrarea domeniului public. Ca de exemplu, vom înregistra, vom filma și pe cei care aruncă gunoaie pe domeniul public, pe care evident că o să-i amendăm, astfel încât încercăm să-i determinăm să devină mai respectoși și cu ei și cu ceilalți și împreună să respectăm curățenia, pentru că doar așa putem să fim sănătoși. Sistemul de supraveghere din Parcul Titan a fost implementat începând cu luna septembrie a anului 2018. Este funcțional, a fost dat în folosință în decembrie 2018. Operatorii noștri de la dispecerat pot monitoriza în sistem permanent, folosind echipamentele de aici din dispecerat. Dispunem de echipamente moderne, de camere de supraveghere eficiente, care pot fi manevrate la 360 de grade cu ajutorul joystick-ului, cu opțiuni de zoom pe imagine pentru aflarea detaliilor și observarea și identificarea persoanelor care au un comportament antisocial pe această suprafață din cadrul sectorului 3. În prezent s-au montat și sunt funcționale un număr de 43 de camere cu posibilitatea de a extinde monitorizarea în acest parc, pentru că am constatat că încă mai avem suprafețe, zone care nu sunt acoperite. Este necesar pentru a preveni și a combate în general faptele antisociale. Persoanele care nu păstrează curățenia pe spațiul verde, pe aleile din parc, persoanele care distrug amenajările stradale, rondurile de flori și alte amenajări pentru care primăria a investit în Parcul Titan. Extinderea sistemului de monitorizare în Parcul Titan a fost necesară și pentru combaterea infracționalității din această zonă. S-au înregistrat numeroase cazuri de spargere a clădirilor aparținând agenților economici care desfășoară diferite activități de comerț autorizat în Parcul Titan, de distrugerea faunei și a florei. Un exemplu elocvent este furtul bobocilor de lebădă de pe o insulă din cadrul Parcului Titan. Autorii nu au fost prinși pentru că, iată, la momentul respectiv nu am avut implementat acest sistem de monitorizare video. Pe de o parte, pentru noi, Poliția Locală Sectorul 3, sistemul de monitorizare video este un veritabil instrument în activitatea noastră de prevenire și combatere a fenomenului infracțional stradal. Iar pe de altă parte, pentru cetățenii sectorului 3, sistemul de monitorizare video reprezintă un plus de siguranță la adresa lor, cât și a bunurilor acestora aflate pe domeniul public de pe raza teritorială a sectorului 3. Chiar dacă faptele de încălcare a normelor de conviețuire socială nu sunt depistate în timp real pentru a interveni în scopul prinderii autorilor, vizualizând înregistrările din sistemul de monitorizare, putem identifica ulterior autorul acestor fapte pentru a fi pedepsit.